Da, am văzut, e foarte supărat. Trebuie să fie și el un pic atent, totuși e un oficial al unui club, e acționar și atunci s-ar putea Comisia de Disciplină să ia niște măsuri. Spunând furt și spunând lucruri de genul ăsta, până la urmă se expune și el unui risc, asta este părerea mea. Eu de obicei evit să folosesc cuvintele astea și de ce evit? Pentru că se întâmplă ceea ce am spus înainte să introducă sistemul VAR și anume că toată lumea l-aștepta ca Dumnezeu coboară pe pământ și o să vedeți că din când abia așteptăm să vină varul, am și discutat de multe ori și cu tine, Daniel, vine varul și o să vedeți că o să fie totul perfect și eu am spus de atunci, nu o să fie perfect atâta timp cât nu schimbi și pregătirea arbitrilor, atâta timp cât nu modifici un pic și modul în care sunt interpretate și văzute fazele de către ei. Deci dacă lucrurile rămân la fel în ceea ce privește pregătirea arbitrilor, nu vom scăpa de aceste greșeli. În ceea ce îl privește pe Vasaras și o secundă, da. Faptul că el e delegat și declarația pe care a dat-o el la un moment dat în care a spus că arbitrul românesc e pe cele mai înalte culmi, arbitrajul românesc. Într-un fel arată modul lui de gândire, cum vede el arbitrajul. Deci pentru el arbitrajul, prioritatea lui numărul 1 sunt cupele europene. Pentru noi, prioritatea noastră numărul 1 este Liga 1. Asta ne interesează pe noi. Este o prioritate și e foarte importantă asta cu cupele europene, individual pentru arbitrii respectivi. Ișvan Covaci, Hațegan, Radu Petrescu, Feșnic, cine merge în cupe pentru ei personal, este extraordinar. Pentru echipele din Liga 1, pe ei asta interesează că arbitrii aici în țară să arbitreze bine. Nu că arbitrează extraordinar în Champions League. Iar el vede ca o prioritate cupele europene și pe locul 2, Liga 1. Daniel, iată, Ciprian Marica este de părere că există în continuare cluburi care pot mitui arbitrii pentru a-i ajuta. L-am auzit și pe Gică Popescu pe parcursul acestui sezon cu mult timp în urmă, care a identificat, de exemplu, în Rapid o echipă care este ajutată des de către arbitri. Sigur, Gică Popescu n-a mers până într-acolo încât să vorbească despre un gest prin care Rapid mituiește arbitrii, dar a remarcat lucrul acesta, că în sezonul centenarului, Rapid este cam ajutată de arbitri. Și acum vedem că și Ciprian Marica de la același club vine cu un discurs, sigur, nu nominalizează clubul Rapid, dar cumva cred că declarația vizează în primul rând formațiile cu care Farul se bate acolo, în partea superioară a clasamentului. Da. Era o vorbă, când eram mic, bunicul îmi zicea să mă uit în propria farfurie, știi, să nu mă uit la ce mănâncă ceilalți. Aici Gică Popescu se uită la ceilalți și vreau să vă aduc aminte că în urmă cu câțiva ani Gică Hagi, la conferințele de presă, era foarte nervos pe arbitrajul împotriva propriei echipe. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă de vreo 2-3 ani. Mulți au asimilat-o cu faptul că Naționala de Tineret joacă niște pe meciuri pe la Ovidiu, că jucătorii selecționați, știți că făcea Hagi scandal înainte, că nu-l ia pe ăla. Au ajuns la echipa. E, acum se uită la ceilalți și au identificat în Rapid, într-adevăr, că au avut multe penaltiuri, dar de care n-a beneficiat, că le-a ratat. Dugan zice, a ratat vreo două penaltiuri. Ultimele două le-a ultimele ratat. Două. Marius, crezi că acest penalti dictat în favoarea Rapidului la finalul partidei cu Hermașad a fost dictat corect? Da, am auzit multe discuții. Să știți că instrucțiunile pe care arbitrii le primesc de la UEFA și automat și de la CCA, că ei transmit același lucru, sunt ca fazele la care este implicată fața, lovirea feței, atingerea feței, să fie tratate în mod diferit decât restul corpului. Da? Deci o întoarcere a jucătorului din imprudență, n-a vrut, e clar că n-a vrut, o întoarcere cu brațul în care își lovește chiar și ușor peste față un adversar, se interpretează ca fault, spre deosebire de aceeași întoarcere care ar fi avut loc în zona pieptului sau a spatelui sau în altă parte a corpului nu atât de sensibilă precum fața. De altfel, la față UEFA spune așa, dacă lovitura nu este cu intensitate neglijabilă, da? În momentul în care nu e în lupta pentru minge, roșu. Deci nu spune violență, brutalitate, să-i spargă capul. Dacă nu are intensitate neglijabilă, când nu e în lupta pentru minge, direct cartonașul roșu, tocmai pentru că diferențiază, așa cum spuneam, fața de restul corpului. Dacă era în primele 45 de minute sau primele 60 de minute, aș fi zis, da, domnule, e o fază. Dar era la 0-1 în minutul 90. Contează și pentru arbitru nu trebuie să conteze lucrul ăsta. Minutul, scorul nu sunt importante. Pentru ei trebuie să conteze a fost sau nu a fost penalti. Mai ales cei din cabina VAR, până la urmă ei au luat decizia. Da? Pentru că Fluieran a luat aceeași decizie pe care o luase și cu mai multe minute înainte, la o fază similară, dar în afara supravegherii pedeapsă, împotriva echipei Rapid. Dar am o curiozitate. Domnul Fluieran, de ce nu arbitrează și el ca cum sunt cu ceilalți
arbitrii, la o etapă, la două, la trei. Domnul Fluieran văd că arbitrează la 5, 6, 7. Poate are weekendurile ocupate și își găsesc mai greu. Mai multe și arbitrii, weekend-uri. Să știi că sunt pe categorii. Sunt unii arbitri care au 4-5 meciuri într-un an și au 20 de rezerve sau VAR. Adică categorie... Adevărul e că Botoșani a fost o pepinieră pentru FCSB mulți ani și putem spune, fără să exagerăm, că FCSB a ținut bugetul celor de la Botoșani mulți ani prin achizițiile pe care le-au făcut de acolo și, într-un fel, e normal să se creeze relații care să transceadă, să spunem, zona asta fotbalistică, pentru că dacă fac afaceri împreună, îi cumpără jucători, îl ajută să-i susțină bugetul, vrei, nu vrei, capeți o simpatie pentru omul ăla care vine și îți dă bani așa, an de an, pentru jucătorii tăi și cu care faci profit și cu care tu poți să susții echipa. Mai mult de atât, nu vreau să speculez ce s-a întâmplat între echipele astea. Într-adevăr, FCSB, în general, cam bate Botoșaniu, dar, pe de altă parte, FCSB an de an se luptă pentru titlu, în timp ce Botoșani undeva la mijlocul clatamentului sau... Da, nu, remarcăm că, de exemplu, CFR Cluj sau Universitatea Craiova au probleme mai mari cu FC Botoșani, așa, în general vorbind, decât are FCSB. Anumite lucruri ar putea fi speculate. Pe de altă parte, deși se vorbește în mod constant despre antrenorii care sunt umiliți la FCSB, nume importante din fotbalul nostru, iată, Ilie Poenaru, un antrenor care a arătat lucruri foarte frumoase, de exemplu, la Academica Clinceni și în alte momente ale carierei lui de antrenor, spune, da, aș vrea să o antrenez pe FCSB. Bine, e un antrenor tânăr care n-a trecut pe acolo. În general, mentalitatea antrenorului român tânăr este, dom'le, mă duc la FCSB și când mă duc eu am luat titlu. Și apoi, cu acest CV că au luat titlu, se prezintă și merg mai departe. Asta a făcut Costel Gâlcă, da, a făcut Laurențiu Reghencamp, a făcut Olăroiu, dar n-au făcut și alți 20 de antrenori care au trecut pe la FCSB și care au dat X. Problema e că te duci cu mare speranță, dar s-ar putea să dai X. Și ce s-a întâmplat cu Mihai Teja, ce s-a întâmplat cu Dinu Todoran, ce s-a întâmplat cu atâția și atâția antrenori care au trecut pe acolo sperând că o să dea lovitura. Cei mai mulți n-au dat. Vești foarte importante vin dinspre Petrolul, o echipă care are probleme financiare foarte mari, dar caută niște soluții spectaculoase de a ieși din acest impas. Și iată Marian Copilu, un fost președinte al campioanei CFR Cluj, un oficial care a trecut pe la Universitatea Craiova, este acum instalat în fruntea clubului din Ploiești și odată cu el se vorbește despre venirea unor investitori importanți din fotbalul nostru. În ProSport a apărut acest material despre posibila sosire a lui Marian Iancu și chiar a lui Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova. Deocamdată Marian Iancu s-a exprimat în sensul că nu se va întâmpla lucrul acesta, iar Mihai Rotaru n-am văzut deocamdată să fi spus ceva în acest sens. Marius, cum vezi viitorul pe termen scurt? Crezi că Petrolul, o echipă atractivă cu niște spectatori deosebiți, niște suporteri deosebiți, poate să atragă investitori importanți? Cu un stadion cochet, cu o imagine bună. Da, deci eu zic că acolo există o rețetă foarte frumoasă pentru a crea o echipă de performanță până la urmă. Dacă și autoritățile locale sunt aproape, dacă se găsești finanțatori care într-adevăr să mai plătească din datorii, că am înțeles că și acolo sunt datorii. Dar eu zic că până la urmă trebuie să așteptăm, că exact ca la Dinamo era o replică celebră într-un film, Show Me the Money. Unde sunt banii? Cine bagă banii? Asta speculații. Marian Iancu am văzut că deja a dezmințit. Nici noi conducătorii de la Dinamo spun rapidist. Că aceasta este o abordare corporatistă care nu e de dorit Show Me the Money. Da. Adică stai că nu vă arătăm noi deocamdată banii, noi vă arătăm niște principii, niște vorbe, dar cred că dinamoviștii, pentru că iată ajungem cu acest exemplu oferit de Marius și la Dinamo, dinamoviștii s-au cam săturat de propoziții în acestea, care ne aduc aminte de Nicolae Badea, nu? El venea cu astfel de fraze în acestea uneori golite de sens și cred că ar vrea să vadă banii pe masă. În cazul Petrolului e o situație fără ieșire. Gândiți-vă că totuși Gaz Metan anul trecut și Academia Clinceni nu au avut această șansă pe care o are Petrolul și pe care o are Dinamo. Dom'le, a venit cineva, a zis că o să dea niște bani. Înțeleg că la Petrolul care deja consumă bani ce i s-ar cuveni din sezonul viitor. Exact, unde s-ar putea calculelor să și retrogradeze, adică nu este exclus. Ideea e că și la Petrolul și la Dinamo înțeleg că este vorba de peste 2,5 milioane de euro ca să poți să obții licența și ca să poți să termini acest sezon. Că trebuie să plătești salarii, trebuie să faci toate lucrurile astea. Ai 2 milioane jumate, le-ai dat. Și atunci mergi mai departe. Dar problema este ce face mai încolo.
Senzația este că și la Petrolul și la Dinamo nu au venit oameni care să scoată bani din buzunarul propriu, ci oameni care au această abilitate de a găsi alți oameni care să fie cu bani. Adică și la Petrolul și la Dinamo pare a fi. Adică vin eu, cu ceva, dar mai vine și cineva cu mine. Da. Pe de altă parte, rolul unui președinte de club și ăsta ar trebui să fie, pe lângă că să gestioneze treburile la club, să și atragă sponsori și diverse surse de finanțare până la urmă. Și Marian Copilu nu cred că este patron sau că va fi patronul clubului. Nu, el va fi președinte sau este președinte. Da, și atunci să vină el și trebuie cu să bani. Atragă finanțatori.